Luna de conștientizare cu privire la cancerul de sân, celebrată în octombrie ca în fiecare an, aduce în atenție cancerul mamar, patologie care poate să apară la femeile de orice vârstă, chiar dacă nu au niciun factor de risc. Potrivit datelor oficiale, în evidențele Direcției de Sănătate Publică Hunedoara sunt înregistrate peste 2000 de cazuri de cancer la sân, anual înregistrându-se câte 200 de cazuri noi. Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial, reprezentând aproape 10 milioane de decese numai în anul 2020. Printre cele mai frecvente cancere este și cel de sân. Cu cât cancerul este depistat în fază incipientă, cu atât crește și șansa de vindecare. Tocmai de aceea este nevoie de o informare permanentă cu privire la prevenirea cancerului de sân. Din păcate, un număr destul de mare de femei se prezintă la medic și se pune diagnosticul de cancer de sân. Pentru România putem spune că foarte puține femei accesează ceea ce înseamnă programele de prevenție. O simplă mamografie poate evita un diagnostic tardiv, care necesită un tratament de radio sau chimioterapie sau chiar extirparea sânului. Dacă diagnosticul este pus în stadiul 0 sau stadiul 1, putem spune că 94-95% de cazuri beneficiază de vindecare. Și atunci este clar că trebuie să facem ceva, iar prevenția înseamnă viață întotdeauna. Sloganul campaniei de prevenire a cancerului de sân din acest an este depistează, tratează, vindecă, învinge cancerul de sân pas cu pas, iar mamografii gratuite se fac la Spitalul Municipal din Orăștie.